Pentru stingerea incendiului a fost nevoie de intervenția a 4 autospeciale de la pompieri și a unui echipaj smurt. Vâlvătoarea a distrus totuși locuința făcută în mare parte din lemn. Pentru că în zona respectivă casele sunt foarte aproape una de alta, vecinilor le-a fost teamă de o eventuală extindere a focului. E posibil să extindă? E posibil, pentru că dacă nu bate vântul cum bate acum spre stânga, dar bate spre dreapta, ar lua și vecinii din foc. Vă e teamă că se întinde? Până acolo, sper că nu, dar am băiatul aici care mi-e frică. Ai aici? Nu ce, e de băiatul meu, care e casa acolo. A dat cu apă, ce-a făcut? Nu, deocamdată n-a dat nimeni. Nu, e vorba de vânt. Vă e teamă că se întinde la casa băiatului? Mi-e frică, da, lui nu e frică. În momentul în care flăcările au izbucnit, proprietarii se aflau în casă. Au fost treziți de vecini care au strigat la ei și au intrat în locuință. Dar sunt oameni în casă? Sunt oameni acasă? Nu, probabil am înțeles că vecina bătrână a intrat aici la vecinul și cei doi mai în vârstă nu știu unde sunt plecați, că am fost anunțat unde la muncă. Intervenția echipajului de pompieri a fost una extrem de grea, asta și din cauza gerului de afară, minus 14 grade. Practic, pe costumele de intervenție ale pompierilor, apa s-a transformat în gheață. Am intervenit cu 4 autospeciale de lucru cu apă și spumă pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuință. Incendiul se manifesta cu violență la etaj și mansarda locuinței, posibilități de propagare la întreaga casă. Intervenția dificilă și datorită temperaturilor meteo, care le vedeți, lucrăm în continuare pentru lichidarea incendiului. Din păcate, toate bunurile familiei au ars. Oamenii au rămas acum sub cerul liber, deși aveau casa asigurată. Proprietarii cred că incendiul ar fi izbucnit de la un scurt circuit produs la instalația de iluminat ornamental de sărbători, montată chiar în balconul locuinței.